Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm despre economie și astăzi discutăm despre câteva teme care sunt de mare actualitate. Pe de o parte, ce se întâmplă în industria materialelor de construcții, o să luăm pulsul acestei industrii, dar în același timp o să vedem și preocupările acestei industrii legate de sustenabilitate, de energie verde și de materiale verzi, le putem numi așa, materiale de construcții ecologice. Ce face o companie românească pentru a, eu știu, dezvolta aceste produse de piață și aceste produse din domeniul construcțiilor. Împreună astă seară cu doamna Alina Cișmaș, manager de sustenabilitate la Saint-Gobain în România. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Bună seara și ascultătorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru că m-ați invitat la a doua participare. Întotdeauna o plăcere să revin la RFI. Vă mulțumim. Haideți să plecăm cu discuția cea mai aprinsă din ultima perioadă, și anume cum a trecut Saint-Gobain, compania pentru care lucrați, de această perioadă de pandemie. Care a fost impactul acestei perioade asupra producției, asupra preocupărilor, asupra zonelor de cercetare, de inovare din domeniul dumneavoastră? Da, în primul rând, cum a fost o provocare pentru noi toți în România și în toată lumea, componenta cea mai mare a fost emoțională. Adică, sigur că asupra oamenilor din companie și asupra tuturor clienților noștri, pandemia a avut un impact foarte mare. Dacă ne raportăm la vânzări, la componenta asta practică, în prima parte, să zicem, a pandemiei, anul trecut, în lunile martie-aprilie, am văzut o scădere în vânzări, care a fost normală pentru că a fost prima dată lockdown, prima dată a fost încetinită activitatea dramatic și atunci, sigur că asta s-a văzut și în vânzări. Însă, după aceea, lucrurile au început să arate mai bine și au revenit treptat, chiar cu o creștere pe finalul anului, neașteptată, pentru că, sigur, și noi ne-am gândit că pandemia va afecta foarte mult sectorul, însă nu a fost chiar așa. Și am avut surpriza să vedem că piața renovărilor a fost cea care a tras în zona rezidențială lucrurile înainte, semnificativ. Și, desigur, și din zona, chiar și din zona non-rezidențială. Vorbim aici de spații logistice, de spații industriale, da? Spații de producție, și așa mai departe. Proiecte, în principiu, care erau începute și au continuat ca investiție. Deci, lucrurile nu au arătat rău, anul trecut, nu au început rău nici în acest an. Chiar avem așa un optimism rezervat, pentru că ne așteptăm ca totuși în 2021 lucrurile să nu arate chiar spectaculos, dar oricum ne păstrăm optimismul, adică și avem motive să o facem. Da, de altfel, Dar da. 2020, scuzați-mă, în anul 2020 s-a spus că sectorul construcțiilor a salvat în linii mari economia românească, a avut o creștere substanțială, pentru acel moment, evident, și sigur Da. că putem bănui că și industria materialelor de construcție a fost, sau cum ați spus, a avut această zonă de creștere oarecum neașteptată după cum începuse anul trecut, nu? Sau după cum începuse în zona pandemiei să se desfășoare lucrurile. Da. Asta spun că și la nivel european noi am comparat evoluția locală cu evoluția grupului la nivel european. Cred că în multe țări unde tot așa au avut lockdown, lucrurile n-au arătat la fel de bine și cu atât mai mult a fost surprinzător ce s-a întâmplat în România, că construcțiile au avut un ritm susținut, mai ales construcțiile rezidențiale, cum vă spuneam, multe proiecte de locuințe individuale care s-au întâmplat anul trecut și mai multe, evident, de renovări. Oamenii, probabil că, cum să spun, modul de lucru de acasă ne-a făcut mai conștienți de calitatea vieții din locuințele noastre și atunci mulți oameni care poate nu aveau un plan, o renovare, au profitat probabil și de contextul ăsta, că au fost mai disponibili în locuință și atunci au și renovat și s-a văzut aici un plus în zona asta de renovări.
care pentru businessul nostru a fost relevant. Da, și remarca, dacă vreți să extindem poate plaja discuției noastre, faptul că întâmplarea face că Uniunea Europeană avea înainte și în această perioadă de pandemie preocupări extrem de serioase legate de protecția mediului, are niște ținte ambițioase vis-a-vis de emisiile de carbon și până la urmă are ceea ce se numește o preocupare față de producție și de o economie sustenabilă. Dumneavoastră aveți chiar în titulatura ideea de manager de sustenabilitate și atunci cum explicați ca un om care se ocupă de această temă, cum vedeți, ce înseamnă, cum explicați pe înțelesul nostru ideea de sustenabilitate sau conceptul sau situația în care e pusă o companie de a fi sustenabilă? Ați punctat foarte bine relația dintre cele două, dintre contextul ăsta pandemic nefericit și sustenabilitatea, care oricum trebuia să fie o componentă a modului cum lucrăm, cum locuim, cum ne dezvoltăm produsele, serviciile, cum producem în industrie, cum trăim în viața de zi cu zi. De ce vă spun asta? Pentru că pandemia a venit să accentueze niște probleme existente, niște minusuri în diverse ecosisteme. În principal, sustenabilitatea e, așa, sustenabilitatea pentru toți, este o componentă, o ecuație cu trei factori. Pe de o parte este mediul și cei mai mulți dintre noi când spunem sustenabilitate ne gândim la protejarea mediului, e natural. Pentru cineva, să zicem, care nu are o educație, între ghilimele, în sustenabilitate, deși, după părerea mea, sustenabilitatea nu este o știință. Sustenabilitatea este foarte mult relaționată cu bunul simț și mult din ce înseamnă sustenabilitate există deja în noi ca oameni. Trebuie doar să fim conștienți de anumite lucruri și să ne ajute și cadrul exterior, și când vorbesc de cadrul exterior, foarte simplist o să spun legi, norme, care ne-ar putea ajuta să ajungem mai repede acolo unde ar trebui să fim. Și acum zic de ce, că sunt lucruri din interiorul nostru. Odată e componentă de mediu, întorcându-mă la cele trei componente ale acestei ecuații, care e sustenabilitatea. O componentă este economică, pentru că fără un interes economic nu se întâmplă nimic. Asta este realitatea în care trăim, să fim pragmatici un pic. Și mai are și componenta socială, foarte importantă. Degeaba avem un plan economic, degeaba ne protejăm mediul dacă nu luăm în calcul oamenii. Și toate astea trei împreună fac ca un business să fie sustenabil sau ca o acțiune să fie sustenabilă. Nu doar, nu știu, doar grija pentru mediu sau doar grija pentru o societate, un grup de oameni. Ei, acum, întorcându-ne la pandemie și la relația dintre pandemie și sustenabilitate, toate lucrurile cresc sustenabil, că asta e asocierea care se face, când dau în vedere toți cei trei factori. Am să vă dau exemplu companiei Saint-Gobain, pentru că e un exemplu relevant în domeniul construcțiilor. Noi avem doi piloni principali, să zicem, pe care se bazează activitatea. Și cum încercăm noi să facem acest echilibru? Cum încercăm să atingem dezideratul de sustenabilitate care pentru noi se traduce în zero emisii de carbon până în 2050. Pe de o parte, producem materiale de construcții care servesc ca în punerea lor în operă, în clădiri, să economisească energie. Vă dau exemplu, sticlă pentru construcții care pusă într-o ramă de fereastră previne pierderile de căldură iarna sau previne supraîncălzirea și nevoia de a izola, de a climatiza o locuință vara. Sau vata minerală de sticlă bazaltică care servește la izolarea locuințelor astfel încât să nu se mai piardă energie. Deci, pe o parte, producem soluții și sisteme care economisesc energie. Astfel că, în momentul în care în zona de operațiuni avem consumuri energetice, într-o ecuație mai mare, ele se compensează cu toate beneficiile pe care le aduc produsele respective pe parcursul vieții unei clădiri. Pentru că corect este, când vorbim de sustenabilitate, să avem această abordare
pe întreg ciclul de viață al unui produs. Nu mă uit doar la ce înseamnă să produc, să zicem, vată minerală, care este un material izolator, dar mă uit ce se întâmplă mai departe. Produsul respectiv este transportat. Unde este transportat? E de la transportat 5.000 de kilometri sau 50 de kilometri? Și impactul este foarte mare când vorbim de transport auto și poluarea aferentă transportului. Da? Apoi, el este pus în operă. Câți ani rezistă produsul ăla? 50 de ani. În 50 de ani, câtă energie economisește an de an? Și lucrurile astea adunate și puse în balanță ne arată că unele produse sunt mai sustenabile decât altele. Și am să închei cu un singur exemplu ca să nu... Dați-mi voi doar să fac o completare și vă invit să continuați. Îmi place că ne-ați dat acest exemplu foarte concret, pentru că vorbim foarte des în ultima perioadă despre clădiri verzi, despre noi standarde care înțelegem că se vor fi introduse și în România sau au fost deja introduse, și sigur că totdeauna ne întrebăm de fapt ce înseamnă aceste clădiri verzi, cum arată ele cu adevărat în interior sau la exterior. Și iată, avem câteva exemple pe care le-ați dat. Vată minerală, materiale de construcții precum sticla, dar totul puse într-o conexiune vis-a-vis de mediu. Exact. Contează nu materialul în sine, ci contextul în care este acest material pus în operă. Și ne uităm la un material din perspectiva sustenabilității pe întregul său ciclu de viață. Și aici vă dădeam exemplu că vata minerală își acoperă amprenta de carbon necesară producției în 4 ani de la instalarea într-o locuință. Sunt simulări făcute pe o casă individuală cu o dimensiune normală, într-o zonă climatică cum este a României. În 4-5 ani, vorbesc aici în funcție de tipul de produs, că sunt o gamă largă de produse, dar între 4 și 5 ani își acoperă amprenta de carbon necesară producției și atunci de peste 5 ani încolo, acel produs va economisi energie mai multă decât a necesitat să fie produs și atunci are o amprentă pozitivă deja. Da? El ajută deja la protecția mediului peste 4 ani, dacă există într-o casă mai mult de 4 ani. Și e doar un exemplu. Și acum, ca să închei cu exemplu și să revin la întrebarea dumneavoastră cu construcțiile verzi. Eu sunt vicepreședintele Consiliului Român pentru Construcții Verzi și activitatea, pe scurtat, Romania Green Building Council, în engleză ROGBC. Așa am să mă refer la el, că așa este întâlnit și pentru cine e curios să afle mai mult. Activitatea acestei instituții, de fapt, a constat în a promova scheme de certificare pentru clădiri verzi, dar scheme voluntare. Adică există la nivel mondial 2 mari scheme de certificare, LEED, care vine din Statele Unite, și BREEAM, care vine din UK, care sunt, practic, un set de parametri de performanță, un fel de checklist al unei clădiri. Dacă o clădire bifează o serie de tipuri de performanță, care nu sunt doar performanță energetică, nu se referă doar la câtă energie consumă clădirea respectivă, se referă și la calitatea aerului interior și la confortul acustic într-o clădire. Știm cu toții care lucrăm în clădiri de birouri cât e de important să nu auzi ecou într-o clădire, într-o sală mare, într-un open space, să poți să discuți într-o parte a camerei fără să asculte sau să audă, să fie deranjați ceilalți din cameră. Lucruri din astea care țin de calitatea vieții, acest well-being care a început să fie important și în România, dar care este studiat de aproape 30 de ani și care a dus la, cum spuneați mai devreme, că menționați inovațiile, de fapt o serie de inovații ale Saint-Gobain. Sunt produse care există în piață deja de 10-15 ani, dar intră în capitolul inovației pentru că nu rezolvă doar probleme tehnice de protecție la incendiu sau, adică nu sunt, merg dincolo de ce cer normativele tehnice de construcții și se referă la confortul oamenilor, la starea lor de bine. Ce vă spuneam, pe de o parte e confortul acustic, pe partea cealaltă, când vorbim de sticlă, confortul vizual, care se traduce prin cât aport de lumină naturală am, cât de mult mă deranjează soarele când lucrez aproape de o fereastră. Ar trebui să fie un confort cam lumină, dar dacă afară e soare, trag jaluzeaua. Știți? Adică echilibru și inovații în zona asta de a-i face viața omului mai plăcută, mai confortabilă, să-i fie bine orice s-ar întâmpla în afara unei clădiri, să-i fie bine în clădire.
Și aici, să zicem că sunt, aici e zona centrală de inovații a Saint-Gobain. Pe zona de confort acustic sunt produse care cresc izolarea între două încăperi sau confortul în aceeași încăpere. Pe zona de confort termic sunt inovații, pe zona de calitate aerului, inclusiv există produse, s-a ajuns cu inovații în zona de produse, în care sunt produse active care absorb poluanții dintr-o încăpere. Am să vă dau aici un exemplu, pentru că asta este ceva deosebit. Sunt tot felul de produse care emit compuși organici volatili și în contextul clădirilor verzi, asta este o temă foarte sensibilă și foarte importantă, pentru care se acordă punctaje mari în obținerea de clădiri construite cu materiale care au emisii de compuși organici volatili foarte scăzute sau zero. Și aici venim cu o serie de produse care au aceste performanțe și mai mult decât atât, în zona plăcilor de gips carton sau a plafoanelor casetate, există produse care absorb acest compuși organici volatili din încăperi, pentru că o mochetă, o mobilă din materiale dintre acestea, pale, MDF, conțin multe dintre mochete și din genul ăsta de mobilier conțin prin natura lipiciurilor, cleiurilor cu care sunt realizate aceste substanțe nocive și atunci plăcile și plafoanele, plăcile de fere și plafoanele absorb aceste substanțe din aerul din încăpere. Adică în zona asta se duc inovațiile. Nu reinventăm, de exemplu, o nouă tehnologie, cum e placa de gips carton de la un an la altul, dar o tehnologie clasică din construcții o reinventăm și aducem mai multe beneficii, astfel încât viața oamenilor să fie din ce în ce mai bună. Asta Bun, e de fapt... Da, vreau doar să vă spun că vă ascult cu interes pentru că sunt bune exemple vis-a-vis de ceea ce înseamnă economia sustenabilă despre care discutăm astăzi, despre, cum spuneți dumneavoastră, despre viața oamenilor și în același timp o viață mai bună, un nivel de trai mai ridicat, fie că suntem la birou sau acasă. Și în același timp mi se pare relevant pentru cum se transpune în jos, în economia reală, la firul ierbii, dorința la nivel politic sau nu numai politic, la nivelul decidenților din Europa, această țintă ambițioasă de care tot vorbim, nu, zero emisii de carbon în 2050, iată că și compania pe care o reprezentați și-a făcut această țintă. Să mai spun doar să reamintesc ascultătorilor noștri că sunt la Esențial. Discutăm despre economie sustenabilă, cum vorbeam, cu doamna Alina Cișmaș, manager de sustenabilitate la Saint-Gobain România, dar și vicepreședinte, să vă prezint și în această calitate, vicepreședinte al Consiliului Român pentru Construcții Verzi. Bun, să mai reamintesc că săptămâna trecută Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul au căzut de acord în acest trialog european asupra legii mediului, să o numim așa, care se va transpune, în prevederi care se vor transpune în lege și principala prevedere este cea de care vorbeam mai devreme, zero emisii de carbon în 2050, mai este o țintă și până în 2030, dar importante sunt toate aceste eforturi care se fac pentru, hai să spunem, conservarea și protejarea mediului. Vă rog să vă întoarceți la ce ne spuneați, doamna Cișmaș, dacă vreți să faceți și o legătură, sau haideți că poate a venit momentul să vorbim un pic și de Planul Național de Redresare și Reziliență sau de planurile europene. Ele au o componentă importantă în zona aceasta de energie verde, de protecția mediului. Spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri și după care ne întoarcem și la investițiile Saint-Gobain. Ok. Legat de, mă rog, contextul mai larg, Planul Național de Redresare și Reziliență vine într-un context mai amplu al eficienței energetice în clădiri care vizează sectorul nostru. De ce spun că e un cadru mai larg, iar Planul Național de Redresare și Reziliență, sigur, are o importanță a lui la nivel național și strategic. Legat de sectorul construcțiilor, în cadrul acestui program este prevăzut ca 36% din fondurile alocate să aibă legătură, să fie pentru proiecte green, pentru proiecte verzi.
Dacă noi ne uităm care sunt, dacă vreți, principalii poluatori sau principalii responsabili cu emisiile de dioxid de carbon în țara noastră, e valabil și la nivel european, dar ca să folosim cifrele vehiculate în țara noastră, clădirile sunt responsabile de 37% din emisiile de dioxid de carbon. Sigur că asta se datorează încălzirii locuințelor și faptului că foarte multe dintre locuințele din România sunt, pierd energie, da? Sunt foarte puțin eficiente energetic. Inclusiv aici vorbim de construcții noi, pentru că construcțiile noi n-au avut constrângeri de eficiență energetică. Au avut niște prevederi tehnice de izolare termică, dar nu cu ambiții extraordinar de mari. Legislația până acum nu a pus ținte greu de atins, să zicem, pentru constructorii de locuințe. Și atunci, inclusiv în segmentul de locuințe noi, găsim multe locuințe care nu sunt foarte eficiente energetice, inclusiv între cele care au fost reabilitate în ultimii ani, unele reabilitări nu au fost făcute cu ambiții foarte înalte. Ei, aici avem două, să zicem, două provocări mari. Una este faptul că dacă noi vorbim de PNRR, am să-l spun pe scurt, Planul Național de Redresare și Reziliență, da, PNRR. Dacă noi vorbim de alocarea în PNRR, din perspectiva sectorului nostru, nu a fost neapărat una justă, în sensul că eficienței clădirilor au fost alocate o sumă în jur de 2 milioane, 2 miliarde de euro, când, de fapt, dacă aplici o matematică simplă, și am să vă spun de ce e necesar mai mult decât chiar o matematică simplă, ar trebui să calculezi din cele 30 de miliarde, 36% pentru proiecte verzi și din aceștia 37% pentru sectorul locuințelor, cum este firesc. Și a rezultat dintr-o dată 4 miliarde. De ce spun că banii ăștia chiar sunt necesari? Pentru că dacă sunt anumite sectoare, altele decât construcțiile, unde lucrurile se pot îmbunătăți datorită evoluțiilor tehnologice, pentru că avem o tehnologie anul acesta, peste 10 ani, oamenii inovează și o să vină cu tehnologii mai puțin poluante și atunci întreaga industrie va scădea ca impact. În cazul construcțiilor, lucrurile nu se pot schimba, pentru că casele noastre nu se vor izola de la sine. Casele noastre sunt alea care sunt și nu, încă n-am văzut blocuri demolate pentru că au împlinit 50 de ani și care e durata de viață unei construcții și reconstruite. Încă trăim în case care au depășit 50 de ani cu mult, 80 de ani, 100 de ani și continuăm să le folosim tot pe acestea. Și ele singure nu se vor îmbunătăți, din contră se vor înrăutăți. Și banii ăștia sunt absolut necesari. Deocamdată alocarea în România nu a fost cea mai potrivită, să zicem, nevoilor, dar sperăm că aceea care a fost și cu alte eforturi pe care le pot face alte ministere, lucrurile se vor îmbunătăți. Se mai poate schimba ceva în alocare sau lucrurile sunt cam tranșate? Noi sperăm că da, dar acum încercăm să ne uităm. Pe de o parte înțelegem și reticența politicienilor, pentru că avem un istoric de fonduri neabsorbite. Și atunci, întotdeauna s-a pus problema și dacă ar fi două, măcar să le absorbim pe alea. Asta e de fapt un bagaj pe care o teamă, pe care o moștenim de la experiența anilor trecuți cu fonduri europene pe care nu țara noastră nu le-a absorbit și atunci cam aici suntem. Dar pe lângă aceste fonduri care aparent sunt insuficiente, ministere cum ar fi de exemplu Ministerul Mediului pot mobiliza alte fonduri, de exemplu dinspre administrația Fondului pentru Mediu care colectează taxe de poluare, deci mai departe are investiții care vizează reducerea poluării. Cum s-a și întâmplat, anul trecut a fost lansat primul program care ajută proprietarii de case, deci de locuințe individuale. Pentru prima dată sunt ajutați și acest segment să-și izoleze casa cu subvenție de la Ministerul Mediului. Asta e un prim pas. Acum, contextul mai larg este următorul în ceea ce privește construcțiile. Noi avem tendința de a finanța proiecte care sunt ușor de implementat, cum ar fi, de exemplu, programul de fotovoltaice. Care este riscul însă aici?
E ușor să finanțez un program plug and play, îmi cumpăr un echipament, îl pun în priză și fac energie verde și pot să consum oricâtă energie că e verde. Dar, de fapt, locuința, chiar dacă beneficiază de o energie verde pentru încălzire, ea în sine e o locuință prost performantă, care în timp se și deteriorează. Adică nu rezolvi problema pentru că folosesc energie verde care vine printr-o subvenție de la stat. De fapt, îmi amână o problemă care este renovarea locuinței și aici vin toate asociațiile din zona construcțiilor, promovează principiul energy efficiency first. Asta înseamnă prima dată să ne asigurăm că o casă nu pierde energie. Pentru că în momentul în care noi am făcut o anvelopă a unei clădiri, a unei case sau, nu știu, instituții publice, că acum e un program și pentru instituții publice, de asta le menționez, care, atât din cât anvelopa clădirii nu permite să se piardă energie inutil, atunci nici nu va fi nevoie să investim în energie verde și să subvenționăm tot timpul energia verde pentru aceste clădiri, energie care să se scurgă prin casele puțin performante. Deci dumneavoastră ne spuneți că trebuie să avem grijă de unde începem acest program și știți care este urmarea firească? În momentul în care nu o să mai sponsorizăm energie verde pentru locuințe care nu sunt de fapt izolate și consumă mult mai mult decât ar trebui doar pentru că nu sunt izolate, vom avea resurse suficiente, poate, să subvenționăm zona industrială, pentru că acolo consumurile energetice vor continua să existe, pentru că nu poți să produci fără energie. Iar dacă într-o casă poți să-mi gestionez un consum energetic pentru câteva echipamente electronice și iluminat, când vorbim de o fabrică, de exemplu, acolo nu poți să scazi consumurile dramatic, pentru că îți oprește activitatea. Și noi trebuie să fim la nivel european neutri din punct de vedere CO2, dioxid de carbon, cu totul. Adică nu doar locuințele. Și atunci ce propune de fapt industria noastră este zona de rezidențial, să o izolăm foarte bine ca consumurile să fie foarte mici de energie, iar ce se poate subvenționa pe zona de energie verde, de nu știu, panouri fotovoltaice, alte sisteme, să meargă către zona industrială, care are mai mult sens, pentru că practic ajuți acolo cu subvenții business-uri care oricum au potențial să facă investiții, dar au nevoie de ajutor, pentru că automat când faci investiții îți pierzi din competitivitate. E pentru logic. Că nu toată lumea le face. Nu toată lumea le face odată și nu toată lumea e atât de preocupată. Pentru mine da. E deci, logic, cam asta e ecuația. Vreau să vă întreb, înțeleg și decidenții politici această logică, pentru că e important să înțeleagă și ei, să le explicați și lor și să direcționeze aceste programe către zonele pe care le vedeți dumneavoastră și specialiștii, sigur, și oamenii din experții din această zonă. Aș spune aici că în ultimii ani am văzut îmbunătățiri de la an la an. Nu știu dacă aș lega-o de o anumită perioadă, luna cu tare sau evenimentul cu tare. Pur și simplu, de la an la an, oamenii sunt din ce în ce mai deschiși la aceste subiecte. Chiar astăzi dimineața a avut loc o conferință organizată de Asociația Română pentru Eficiență Energetică, unde Saint-Gobain are, prin reprezentarea mea, are președinția asociației, și de Romania Green Building Council, împreună cu Green Report, au realizat o conferință cu reprezentanții de la Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, tocmai ca să atingă aceste subiecte, odată valorile alocate prin PNRR pentru eficiența energetică clădirilor, dar și această parte de programe care să ajute oamenii să îi motiveze să înceapă să facă renovarea și în cazul caselor. Pentru că dacă în cazul blocurilor ne-am obișnuit că se ocupă primăria și doar stăm și așteptăm să vină rândul, atunci în cazul caselor motivația trebuie să vină din faptul că există, eu știu, o subvenție sau un bonus ulterior, poate o reducere de taxe dacă fac această investiție, pentru că vorbim de investiții mari, asta este realitatea.
Bun, v-aș ruga să tragem o concluzie vis-a-vis de PNRR, pentru că ne apropiem cu pași mari de finalul dialogului nostru și mai avem câteva teme de discutat. Asta spuneam, legat de PNRR, speranțele noastre sunt să vedem o creștere a acestui plafon inițial înaintat de 2,1 miliarde de euro, dar dacă nu va fi cazul și lucrurile nu merg în direcția asta, noi păstrăm optimismul, dar și așa spuneam, sunt surse colaterale de finanțare. Și vorbim aici, eu știu, și de inclusiv de Just Transition, vorbim de fondurile alocate de Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, MLPD-a, cum se cheamă acum, știe deja că avem niște ținte până în 2030, care implică o rată de renovare de 3% pe an, iar cu fondurile alocate nu avem prea mari șanse să ajungem acolo. Așa că ori folosim PNRR ca o ocazie de finanțare pentru aceste proiecte, ori dacă nu vom folosi PNRR, banii ăștia vor trebui să vină din bugetul de stat. Și cam aici suntem. Adică sperăm să obținem o cotă mai mare în PNRR pentru sectorul construcțiilor, dar și așa eu am încredere că există șanse să obținem din alte zone de finanțare, dinspre alte ministere. E limpede. Vă propun să ne întoarcem la Saint-Gobain, România. Înțeleg că anul acesta derulați o investiție la Turda, o nouă linie de producție și doriți să înființați un fond de carbon pentru angajați. Sună bine ambele lucruri și v-aș ruga să ne dați câteva amănunte legate de aceste investiții, să le numim așa. Da, investiția de la Turda, adică o nouă linie de gips carton, e o investiție în valoare de 45 de milioane de euro și vine pe fondul unei creșteri mari din piața locală, iarăși o creștere din Republica Moldova și la nivelul Europei Centrale și de Est. Și atunci ne-am hotărât să facem această investiție pentru că este și în linie cu planul nostru, în sensul că producând local, automat suntem mai sustenabili. Producția de gips carton în sine, nu știu dacă știți, dar ea este o producție, are o tehnologie în sine, nu e o mare consumatoare de energie, în sensul că, de exemplu, pentru procesele termice, să zicem, implicate în fabricarea gips cartonului ajung la temperaturi de 180 de grade. O 180 de grade e temperatura la care coacem o prăjitură, așa ca să dau un exemplu înțeles de toți ascultătorii. Și atunci produsul în sine pentru producerea gips cartonului nu este nevoie de multă energie. E un produs care are un impact mic asupra mediului și la rândul lui este un material ușor și atunci, în momentul în care transporti un material mai ușor, ai o eficiență mai bună. În momentul în care pui în operă un astfel de material, comparăm, de exemplu, un perete din gips carton, cam metru pătrat, să zicem, are o greutate de 40 de kilograme. Dacă îl comparăm cu zidăria, de exemplu, acolo vorbești de minim 200 de kilograme. Și atunci, această diferență de 5 ori se traduce și în costuri mai mari de transport, cu emisii mai mari de dioxid de carbon, se traduce și în costuri de producție, cost în termen de carbon, în emisii legate de producție de mai mari. Și de asta spun că produsul în sine este un produs mai sustenabil, iar alegerea de a face această fabrică aici este pentru că foarte mare parte din cerere este din România și Republica Moldova, deci am optimizat în termen de transport al produsului. Avem aici know-how-ul, avem experiența, avem deja fabrica noastră de gips carton din anul 2005 la Turda și o investiție care este foarte eficientă și știți, pentru noi este, în contextul economiei circulare, nu e importantă doar reducerea amprentei de carbon, este important și cum utilizăm resursele, cât de eficient le utilizăm. Și toate lucrurile astea împreună au dus la această concluzie. E ceva ce va servi o piață din pe o arie, să zicem, apropiată în termeni geografici, însemnând Republica Moldova și țările din partea de vest.
și va crea și o serie de locuri de muncă. E un impact foarte bun și din punctul ăsta de vedere. Da. Bun. Legat de al doilea subiect, de Fondul fondul de de carbon carbon, pentru da. angajați, înțeleg. Asta este un subiect foarte drag mie. De ce vă spun asta? E un fond intern, în inima grupului, preocuparea pentru oameni, pentru angajați, este foarte, foarte mare. E un grup care pune oamenii pe primul loc, iar angajații sunt primii oameni pe care îi pune dintre oameni pe primul loc. Și atunci am pornit așa, ca oamenii să vadă că scopul Saint-Gobain este să protejeze mediul și să aibă grijă de oameni și de mediu în același timp. S-a hotărât intern ca fiecare tonă de dioxid de carbon pe care angajații Saint-Gobain o produc, de care sunt responsabili direct angajații Saint-Gobain, fie că vorbim de călătorii cu avionul sau de utilizarea mașinii de serviciu în vizitele la clienți, eu știu să zic în cazul echipei de vânzări, toate acestea vor fi contorizate și pentru fiecare tonă emisă se alocă să zicem, o taxă internă de 50 de euro. Toți banii ăștia merg într-o pușculiță, acest fond de carbon, îl imaginăm ca pe o pușculiță, și rezultă un fond care va fi folosit pentru proiecte de mediu, de reducerea emisiilor de carbon. Partea cea mai frumoasă este că cei care propun aceste proiecte sunt angajații Saint-Gobain. E un fel de concurs de idei, dar nu un concurs care descalifică o parte din idei în detrimentul celor, în avantajul celorlalte, ci o colectare de idei care rămân într-o bancă de idei care se îmbogățește tot timpul, pe care angajații le aduc ca activitatea noastră să fie mai puțin poluantă. Deci, practic, tot ce poluăm ca activitate de zi cu zi, încercăm să compensăm făcând acțiuni care reduc amprenta noastră. Și vă spun că angajații sunt foarte mulțumiți de genul ăsta de abordare și au venit, avem până acum, cred că 140 de proiecte depuse de angajați intern colectate pentru genul ăsta de acțiuni. Saint-Gobain, având în România aproximativ 1800 de angajați, am Da. văzut în materialele pe care de Da, prezentare. 1800. În felul acesta am închis cercul sustenabilității, a spune. Am plecat sau am discutat despre Uniunea Europeană, despre Parlamentul European, despre înțelegerile de la acest nivel politic. Am vorbit despre Planul Național de Redresare și Reziliență, care privește România. Am vorbit despre companie și am ajuns la oameni. Oamenii din companie, sigur, dar până la urmă și la oamenii din România, de ce nu? Și atunci o să vă rog să închidem această emisiune și acest dialog, doamna Alina Cișmaș, cu o concluzie din partea dumneavoastră. Provocarea mea e legată tot de acest cuvânt de sustenabilitate. L-am înțeles mai bine după ce v-am ascultat aproape 40 de minute. Dar spuneți-ne concluzia, poate și cu o privire spre viitor, unde se duce această zonă a conceptului de sustenabilitate, care nu e doar un concept, am văzut astăzi, este vorba și de o aplicare foarte practică. Da, am să încerc pe scurt un rezumat. Noi, ca și companie, am încercat, sigur că tot ce înseamnă sustenabilitate depinde foarte mult de oameni. Nu se poate întâmpla fără oameni. Și atunci, primul pas pe care l-am făcut natural a fost tocmai pentru că ați menționat, avem 1800 de angajați, un număr mare de apostoli, de potențiali apostoli ai sustenabilității. Am încercat ca oamenii din companie să înțeleagă ce este sustenabilitatea, la rândul lor să trăiască sustenabil. Apoi încercăm asta și cu clienții noștri, cu furnizorii noștri, pentru că le cerem furnizorilor să ne livreze produse sustenabile sau materii prime, eu știu, exploatate sustenabil. Încercăm în businessul nostru să folosim materie primă reciclată și transmitem asta clienților noștri, astfel încât mărim, dacă vreți, aria oamenilor sau numărul oamenilor care se întâlnesc cu noțiunile astea, le înțeleg la nivel practic, cum a spus, nu doar asociem sustenabilitatea cu copaci și plantați.
lucruri practice și la nivelul cel mai aplicat. Și practic făcând asta la nivelul nostru, apoi la nivelul clienților, la nivelul dezvoltatorilor, la nivelul oamenilor care cumpără locuințe și care încep să înțeleagă că anumite materiale sunt mai sustenabile decât altele sau își renovează locuințe și ducând informația asta din ce în ce mai departe, noi credem că rolul nostru este foarte cumva de apostol, de a transmite, de a învăța piața și credem că servim de fapt scopului nostru care este making the world a better home, care se traduce prin să facem lumea un cămin mai bun pentru noi toți. Noi facem asta în zona construcțiilor, dar construcțiile sunt doar o parte din ceea ce înseamnă, eu știu, dezvoltare industrială și impact asupra mediului. Sunt o grămadă de alte industrii, dar partea bună este că toate industriile, o să iau doar două la întâmplare, industria textilă a început să facă eforturi foarte mari, care e un mare poluator, iarăși a început să facă eforturi foarte mari în zona de a reduce impactul, de a avea surse mai ușor de urmărit. Zona, să zicem, de bunurilor de larg consum face eforturi pentru a muta trendul de la hai să consumăm mai mult și fără limită la hai să fim mai rezonabili și să vedem cum putem să ne satisfacem nevoile, dar să nu-i afectăm și pe ceilalți. Noi credem că companiile și la nivel european, colul, de fapt, dinspre Comisia Europeană este pentru mediul privat să facă această diseminare, dacă vreți, legată de sustenabilitate. Adică ne putem schimba modul în care trăim și sustenabilitatea poate fi, să zicem, o ecuație, un scenariu de succes cu implicarea companiilor, cu implicarea mediului privat. Pentru că și nu e vorba doar de România și să ne plângem că la noi așa e întotdeauna, că companiile trebuie să facă. Și la nivel european se întâmplă la fel. Deci e rolul companiilor să ajute la promovarea sustenabilității, că vorbim de un produs, de altul, de o industrie, de alta. Și am observat că în mai toate industriile, companiile mari și-au asumat acest rol. Adică începem să vedem din ce în ce mai multe acțiuni în România, vorbesc nou european, în zona asta. Și atunci cred că și companiile mai mici vor urma trendul. Deci eu sunt foarte încrezătoare că vom vedea îmbunătățiri. Perfect, ne oprim aici. Mulțumim că ne-ați dat așa, eu aș spune, o lecție apropo de modul de acțiune și un mod de gândire pentru a ne crea un model de viață, un model de viață sustenabil, așa Despre cum asta, spuneți. da, despre asta e vorba, de un model de viață, de fapt. Ați punctat foarte bine. Da, și care trebuie să fie, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, rezonabil, adică nici să se ducă spre extreme, dar nici să nu exagereze, dar să fie atent la acest termen despre care astăzi am vorbit, și anume sustenabilitate. Îi mulțumesc doamnei Alina Cișmaș, manager de sustenabilitate la Saint-Gobain România, pentru această interesantă emisiune, pentru aceste informații și această analiză pe care ne-a oferit-o astăzi. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI, toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem sănătoși!